Ai, și soarele. Plouă cu soare. Ne-am familiarizat puțin cu atmosfera. Omul de la cazare ne-a spus o poveste despre comunismul de azi. Din ce am înțeles, ai libertatea să zici ce vrei în prezent, dar dacă acționezi cumva, e nasol. Înfuns pușcăria. Am coborât din palatul lui spre centru. Tot ne-a spus să aveți grijă cu polițiștii, că cer bani. Înainte zicea că venea la el în fiecare zi și l-a întrebat: ai turiști străini? Numele? Datele? Da, dar de câțiva ani s-a schimbat sistemul și e mult mai liber. După cum se observă, sunt o grămadă de produse. Câtă statuia! Asta e Simon Bolivar. E posibil. L-am întrebat de ce este Simon Bolivar pe toate bancnotele și ne-a spus în felul următor, că vechiul președinte, adică Hugo Chavez, era mare fan și a făcut bancnotele în așa fel încât să fie pe orice bancnotă Bolivar, care este un simbol puternic. Pe acolo putem să intrăm. Hotelul unde suntem cazați ne-a spus că l-are din anul 64 și înainte a avut mină de diamante. Dar permis era legal înainte. Era legal cu permis de la guvernul vechi, dar acum în prezent nu mai este legal. Trebuie să ai nu știu ce combinații sau nu știu. Nu prea am înțeles exact, dar în prezent nu mai are. Dar a rămas cu acest hotel care ne-a spus că este cel mai bun, cel mai... Nu ne-a spus el, ne-a spus un alt tip care era pe acolo și ne întrebase de unde suntem. Ne-a spus că este cel mai tare hotel din zona asta. Și am nimerit fix unde trebuie. E voilà. Simon Bolivar. Asta este bancnota de 1 milion veche și astea sunt bancnotele noi de 10. Dar tot cu Simon Bolivar. Toate sunt cu Simon Bolivar. Și de care mai avem? De 5. La fel tot cu Simon Bolivar. Cât de mare poate să fie? Simon Bolivar! Centru istoric la 300 de metri. Stăm destul de aproape de centru. Păi un palat așa frumos să nu fie poziționat între centru. Cerul albastru. Dacă rămâi fără benzină mai trebuie să o și împingi. Ce colorat! Super colorat! Căsuțe colorate, frumoase! Barrio Nuevo Tricolor. Cartierul nou tricolor. Cristaua, cineva cântă, la pian. De aici, la școală sau ce? Ce colorate străduzele! Cae Concordia. Foarte frumos.
se vinde o casă, 500 de metri pătrați, 9 camere. Dacă cineva vrea să mute în Venezuela, are numărul de telefon scris. Nu prea sunt turiști. Institutul de yoga. Arhitectură colonială. Și cum e ușa asta făcută așa din diferite culori? Vitrale. Am luat niște banane, 6 bolivari. Un leu, ceva. Un leu și ceva, câte banane? Am mâncat eu una. 2, 4, cât sunt? 7, 8 banane. O banane, un leu. Crezi, un loc unde se plătește cu cardul. S-au tăiat 6 zerouri, deci dintr-un milion este 1, un bolivar. Deci poți să plătești cu bancnotele vechi de 1 milion și cu bancnotele noi. Dar înainte 25 de milioane însemnau un dolar. Acum 25 de bolivari înseamnă un dolar. Cât de frumos e sudat bolivar, foarte colorat. Fundația Culturală Parapara. Dans de balet vis-a-vis de biserică, sală de balet. Wow. Muzică. Mare, nu? Ce arhitectură? A fost terminat în 79. Cât de frumos este acest orășel, foarte bine întreținut. Nu prea sunt foarte multe gunoaie și colorat, casele sunt foarte colorate. Simón Bolívar în fața noastră, peste tot este Simón Bolívar, care a fost omul care a eliberat Sud America. În orice parte de îndrept e Simón Bolívar. Libertador. Liberatorul. Del estado de Guayana. Guayana. Unde suntem acum? A eliberat Guayana în secolul 19. Și în față, senior Simón Bolívar. Hai să vedem ce scrie, poate. Este niște informații interesante. Wow, cât de calomare arată asta. Discursul bicentenar al libertadorului Simón Bolívar. 1819. Thank you.
Ecuador. Venezuela. Și mai în față cine este? Peru. Bolivia. Piața Simón Bolívar din Ciudad Bolívar. Cuban Bolívar. Și, 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 și Nueva Granada. Nueva Granada. Construcție scrie Bolívar. Da. Și să nu uităm că suntem pe Caie Bolívar. Pe strada Bolívar. A doua uimire, după Santa Elena, Ciudad Bolívar, este foarte frumos. Pagă-te. Pomului Simón Bolívar. Și pomului Simón Bolívar. Floarea Simón Bolívar. Am înțeles, e frumos, e colorat, dar unde sunt gustările? Am dat doar de un magazin cu fructe, dar nimic. Arte Artisania. Magazin de artă. Momentan. Câtă liniște și pace. Doar o pisică. Nu chiar că doar pisica. Pisica albă. Cale Constitución și Cale Venezuela. A fost ceva? Am ajuns la apă. Foarte multe fundații artistice. Amali Vaca, altă fundație de formațion, de formare artistică. Cât de tare a crescut planta. Și una a crescut. Și alta. 3000 luna. Media luna. Adică semiluna sau jumătatea de lună. Serenata Guianeză. Plaja. Păi, ca lumea e locul, nu? Foarte curat. Da, gustările. Unde-s gustările? Unde-s Mirador, la 300 de metri. Wow! Am nimerit în paradisul Venezuelei.
Paradisul Venezuelei, marea plajă. Ia uite ce are desenat pe plajă. Un mare penis. Foarte frumos. Podul din Los Angeles. Lancia, plimbare, l-a apus. Putem să-i dăm o plimbare, avem și prieteni în țară. Nu, te duce vis-a-vis. Nu-i plimbare. Era tare dacă ne ducea pe insulica asta. Platanito, platanito. Una cotuja, la última. Buena, ¿cuánto vale? 15 bolívares. ¿Ves? Sí. Să începem cu street food-ul, bananele. Salut, mult bonito. Asta este ghiozanul de la școală care se dă. Ghiozan gratuit. E gratis, nu? Si, gratis. E gratis pe la școală. Ghiozanul de la școală, așa arată. Toată lumea are ghiozan de genul ăsta. Tiene el gobierno de... De Venezuela. Está grabando? Si. Platanito. Omul cu banane ne-a spus că de 10 ani n-a văzut niciun turist în zona asta și ne-a confirmat și el, noi știam deja, că curentul și apa nu se plătește. În Venezuela, nimeni. Nimeni nu plătește, nici curentul, nici apa. Totul e gratuit. Doar mâncare trebuie să-ți faci rost de bani. Dar ne-a zis că are o mini plantație. De curând zicea că a plantat niște iuca și cum apa e gratuită, e un lux, trebuie să fii leneș să nu-ți plantezi mâncarea. Când ai apa gratis și poți să cultivi orice îți trece prin cap cu clima pe care o ai, mai ales că ai și ploaie. O pungă de banane costă 15 bolivari și ne-a spus omul că el le cumpără cu 8. Iese profit 7 și ne zicea că pe zi scoate cam 300 de bolivari profit, undeva la 50-60 de lei, depinde de zi. Trebuie să meargă câțiva kilometri pe jos și zicea, că, 11, și zicea că muncește de la ora 11 până la ora 6 și nu-i trebuie niciun permis de la guvern, poate să vândă fără nicio problemă. Un părculeț. Semana Santa a fost 2023. În zona asta sunt foarte multe clase de balet. Asta e foarte interesant, am văzut și mai devreme. Ciudad Bolivar. Mergem cu polițiștii, ne întâmpină. Hola. Cual es su nombre? Limba Chasi. Și aici un mesaj. Drasion del Franco Tirador. Mare prăjeală. Ne-au escortat 3 polițiști să ne facă turul orașului și ne-au dus la Club Nautic. Și acum trebuie să luăm prin Mahala pe aici, să scăpăm de ei. Club Nautic era o mare părăseală. Ce dubios a fost cu acești 3 polițiști. Mergeam pe stradă și ne-au chemat la ei. După ne-au spus, hai să facem câte o poză pe rând, cu voi, gen că vorbim. Și după, știți Clubul Nautic, unde e, nu știu ce? Nu, nu știm. Haideți să vă arătăm unde este Clubul Nautic, să ne arate puțin pe aici. Cei de la hotel ne-au spus, aveți grijă cu poliția, că sunt super șacali, vă cer bani dacă vă văd turiști. Dar a fost destul de ok cu poliția, nu ne-au cerut niciun bani și nici n-au încercat să ne ceară bani. Cei drept mergeau foarte încet și la întoarcere le-am zis că facem stânga și ne-au zis, aveți grijă pe aici, că este foarte periculos. La început ne-am luat puțin paranoia cu polițiștii pentru că am mers și pe urmă era o mașină cu unii cu arme în mână și ne zice pe aici și noi credeam, bă, ne duce la mașina asta, cine știe ce, ne duce la vreo circă de poliție sau ceva. Deci de fapt nu, vreau să ne ducă la Club Nautic, dar până la Club Nautic au fost vreo 3
sedii de poliție. Plus marina. Plus marina. Și a oprit la fiecare, gen, să le zic că să habar n-am. Avem ceva de urcat până la cazare. N-am găsit nimic de mâncare. Un hotel cu o istorie bogată. Și o mașină de vânzare. Căutăm ceva de mâncare, dar nu găsim nimic.